mi-ați venit în noua mea casă. Sunt Cosmin Șofron, am 30 de ani, sunt actor și v-am invitat aici unde, să zicem că este o garsonieră temporară a mea. Garsonieră foarte mare, foarte plină de suflete și foarte plină de multe, multe evenimente. Este circul. Fiind foarte mic, nu m-am gândit niciodată să mă fac actor. Mi-am dorit foarte, foarte mult să fiu cascador. S-a întâmplat ca destinul să-mi ofere și șansa și reușita și multe alte aturi să devin actor. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, mulțumesc sorții pentru acest lucru. Dar iată că între timp am ajuns în circ. De ce și cum am ajuns în circ? Poate dintr-o întâmplare. Ce este circul? De ce sunt eu aici? Multe întrebări pe care mi le pun și eu. În primul rând, sigur că e pentru un om de meseria mea o confruntare. O confruntare cu un alt gen de spectacol, cu un public care a venit pentru un alt gen de spectacol, dar un spectacol la care, dacă ai greșit, nu ești sancționat numai cu lipsa aplauzelor. Aici ești foarte tare sancționat și dacă ai greșit, te poate costa uneori chiar viața. E un spectacol în care trebuie să fii foarte bun. N-ai cum să nu fii foarte bun, pentru că accidentele vor fi foarte dure, foarte complicate, iar copiii niciodată nu te iartă. Este o lume fantastică care te încântă, copil fiind, și apoi mai mare, oricum, părinții mei mi-au lăsat libera alegere. M-au lăsat să aleg eu ce vreau să fac. Și am ales circul, normal. Nu pot să spun că mi-este frică. Dacă mi-ar fi frică, poate nu aș urca acolo sus. În momentul acela nu mă gândesc că mi-este frică. Mă gândesc la ce trebuie să fac, dar nu că mi-e frică. Momentul în care vezi că publicului îi place ceea ce faci, ești aplaudat, te simți, știu eu, poate pentru o secundă că tu ești. Și toată munca care este în spatele realizării acestui număr îți este răsplătită atunci. Nu știu dacă e mai greu pentru o femeie sau pentru un bărbat, nu văd diferențele. Este același lucru, știu eu. Nu cred. De la 17 ani am început să plec în turnee. M-am obișnuit. Plec, vin. Este o meserie pe care o faci dacă îți place. E singurul mod de a o face. Nu poți impune copilului meu, nu pot să-i impun. Face asta pentru că așa vreau eu și asta am făcut eu. Dacă o să-i placă, face. Dacă nu, face altceva. Întotdeauna mi-a făcut plăcere să lucrez în București. Poate unde e și sala, circul stabil, sala este altfel. Publicul este altfel. Când sunt drăguț, sunt drăguț, când nu, n-ai ce să le faci. Când dorm, toți dorm, dar în general, când sunt mai mulți, se antrenează și sunt foarte drăguți. Mie îmi face plăcere, cea mai mare plăcere, să lucrez în București. Cu spectacolul de circ a fost o mare provocare. Am intrat într-o lume care, deși poate că e ciudat sau poate suna ciudat, nu este atât de îngrozitor de diferită de lumea teatrului. Sigur, putem discuta foarte mult pe această temă, nu e cazul.
În orice caz, este un spectacol absolut internațional, un spectacol fără granițe, fără țară, un spectacol care, de fapt, e și dovedit. De aceea, artiștii noștri de circ sunt mult bine, sunt extraordinar de bine primiți peste tot în lume. Meseria asta nu se ocupă oricine și nu se apucă să o facă oricine, pentru că viața de circ e foarte grea. Adică multă muncă, satisfacții și multe și puține, mai sunt și insatisfacții. Deci tot de la părinți. Ei m-au, nu m-au obligat, dar mi-au insuflat microbul ăsta de circ. Am lucrat în golf, deci golf însemnând tot, Emiratele Arabe, Cuveit, Oman, Bahrain, deci am lucrat vreo 3 ani la rând. La circ copilul de regulă generală vine să vadă clown și animale. Un circ unde nu există clown și animale, ăla nu se poate numi spectacol de circ. Eram copil și am văzut o dată pe cineva mergând în mâine, așa, mi s-a părut ceva așa de colosal, aveam vreo 6 ani. Mi s-a părut ceva atât de extraordinar că am dorit, în clipa aia am dorit să fac și eu, să merg și eu ca una, că mi se părea ceva extraordinar. Și am... Atât m-am căznit pe românește, cum să așa, atât m-am aruncat în mâini până am reușit. Am reușit până la vreo 10 ani, am reușit așa. Și a fost un articol în ziar, unde scria despre școala de circ, când s-a înființat circul de stat, când domnul Emil Crateil, fostul patron al circului, care era acolo în, unde este Intercontinental acum, că angajează elevi. Caută elevi pentru arta circului. Și tata, citind în ziar, a vorbit cu mama și... Cum a văzut că eu făceam tot felul de nebunii din astea, nebunii, adică să mergem mâini și astea, lor li s-a părut că ar fi potrivit să mă ducă la școala asta. Am fost acolo, am stat 6 luni de zile, am mers foarte bine la primul maestru, care era un maestru foarte bun, se numea Ungard Iosif, era din Brașov, un om foarte consacrat, un om foarte bun. În 2 luni i-am trecut pe colegii mei care erau de 6 luni, de 8 luni, tata maestru la fabrică, mama țesătoare, așa că... Și după aia am cam încurcat-o cu școala, am rămas repetent și tata când a văzut așa, zice, bă, eu te-am lăsat acolo să faci aia așa, nu, ești în stare, m-a luat de la circ, să faci școală întâi. Formă, după vreo un an de zile, a venit alt maestru, m-a căutat cu greu, m-a găsit și m-a chemat înapoi. Dar dacă a văzut că sunt bun, a spus că am talent. De fapt, talentul constă în dragostea pentru lucrul care îl faci. Mie mi-a plăcut foarte mult și de-aia am căutat să fac cât mai bine, ca să... Și am fost la... m-a luat maestru Max Hutterer, Hutterer Maximilian, numele lui e. Și m-a luat ca elev, m-a îmbrăcat, m-a ținut la el, m-a învățat meserie. Am lucrat acrobații la basculă, salturi și icariene, plus echilibristica, care o făcusem la primul meu maestru. Și de acolo am lucrat până la vârsta de 40 de ani, am lucrat
Am trecut aproape prin toată gama circului. Am lucrat călărie la domnul Emil Crateil. Am lucrat zburător, trupa Ganea, care a fost cea mai mare trupă a noastră de zburător. Am plecat în America de Sud, unde am stat 3 ani și jumătate, după care m-am întors în țară și am făcut comedie, că deja aveam 40 de ani. A început pe la 13 ani, am lucrat pe scenă de la teatru în Botoșani, după care am făcut școala profesională aici în București și aproape de circ am ajuns să vin în circ. În 1988, în septembrie, am intrat în circ. Și asta e povestea. Mai mulți regizori, chiar și profesorii de la școală m-au ajutat, până și maestru, care în școala profesională mi-a zis: sunt bun, talentat, mă pricep la meserie, dar meseria prezintă pentru mine efort mult mai mare. Când eu, prin felul de a fi și cu lumea și în viața de zi cu zi, eram tam am potrivit, cum să spune, pentru circ. Eram cum ar fi născut pentru așa ceva. Și am urmat calea cea bună. După 2 ani jumate de lucru într-o fabrică, fabrica de mobilă, am ajuns să vin la circ în 1988, în septembrie. Nu-mi trebuia atunci nici mâncare, nici nimic nu-mi trebuia. Eram sătul parcă de toate. Așa bine mă simțeam. E foarte greu să faci lumea să râdă. La început, eu mă bazam pe felul că sunt mic. Sunt așa cum sunt. Micuț, simpatic, una altă. A zis că asta mă face mai mult ca să vin la circ. Dar nu este felul ăsta. Când într-un spectacol ai 5, 6, 7, 8, până la 11 intrări, un clown are. Și tu dacă nu faci ceva ca să schimbi în tot mereu, mereu un spectacol, să faci să lumea să râdă, lumea nu râde, trebuie să depui efort mare. Că la noi ăștia mici și pe stradă, oriunde, aceeași reacție este ca în scenă. Prima dată când te vede un om, pac, râde, zâmbește. La a doua oară nu mai zâmbește, a treia oară nu mai se plictisește dacă nu faci ce trebuie. Asta e foarte greu, să faci lumea să râdă. Ce mi-a spune cineva, dar nu, de la circ n-am unde să plec, aici eu stau. Nicăieri, niciodată n-am să plec de la circ. Și asta a fost visul meu și dacă ăsta mi s-a împlinit, am reușit, acum nu mai plec nicăieri. Știți că asta vine, bă? Hă? Sigur? Am să mă gândeam acest, pentru că numai în următor să mă recomandeze că nu vrea așa cum vede voi. Nu știți să trăiți chiar atât de bine. Și eu știu cine am să s-au considerat că știu să s-ar poate atât la mine în ce. Chiar că să fac și 7 pulpicior și 0 cruci și aparte de trupa asta care au făcut din această joacă de copii o adevărată. Vezi, vedeau un număr extraordinar care mi-i face la mie, un număr plin de performanțe cu o trupă de mai mare. La circ, cu drag, cu foarte multă căldură, care nu este numai a mea, sau a mea poate în cea mai mică măsură. Scopul meu principal este să pun degetul pe căldura pe care vă împrăștie acești extraordinari artiști. Vă aștept cu mare drag.